în ce poziție, nu știu, dacă a existat, până la urmă, dacă a existat vreo discuție până în momentul ăsta. Da, n-am avut o discuție până în momentul de față. Ne dorim să avem o discuție cu dânsul și sperăm să reușim să facem acest lucru, dar dacă domnul Mircea Lucescu hotărăște să rămână în România, atunci eu cred că ar fi foarte normal să aleagă o colaborare cu Clubul Dinamo. Iar din această perspectivă nu avem nicio rezervă. Noi ne dorim imens să colaborăm cu dânsul și cred că vom putea să oferim toate condițiile, orice își dorește dânsul, vom încerca să îndeplinim. Bine, acum vorbim despre Mircea Lucescu, s-ar putea să fie condiții destul de greu de îndeplinit, pentru că este un om care întotdeauna a cerut un buget serios la echipele la care a fost și condiții de stabilitate financiară. Și dacă ajungem la capitolul financiar, cât de stabil este din punct de vedere financiar Clubul Dinamo? Vă dați seama că o implicare a domnului Mircea Lucescu în Clubul Dinamo în momentul de față, eu cred că ar fi o situație win-win și pentru noi ar fi mult mai simplu să atragem mai repede mai mulți investitori. Proiectul noului stadion cred că s-ar mișca mult mai repede și cred că domnul Mircea Lucescu ar putea să intre în istorie mai mult decât a intrat până acum, implicându-se acum în acest moment în proiectul nostru. Pe de altă parte, stabilitatea financiară, eu cred că până acum am dovedit-o. Nu știu dacă s-a plâns cineva în mod deosebit de faptul că nu am asigurat toate condițiile de care era nevoie pentru buna funcționare a clubului.